Salutare, oameni buni, și bine am găsit aici la un nou episod de Battlefield 4. Suntem pe Dragon Pass, Conquest Classic. Nu știu să înceapă runda în care a intrat toată lumea. 8 etichete, maxim 60 de minute, că da, niciodată nu durează 60 de minute. Dar vreau elicopter. Preferința asta. Așa. Bun. Hai să luăm înălțime. Să mergem să capturăm primul punct. F-ul. Uite pe... S-a aruncat. Nu înțelegem de ce nu face loc, s-a aruncat din... Așa... Nu e nimeni în aer? Nu e nimeni în aer. Extra. Să mergem la punctul D. Ne-am întâlnit cu un anti-air nasol. Faza e că nu se captura punctul și am zis că nu e nimeni și m-am dus acolo. Bun, acum știm unde e ăla. Hai să luăm un avion. Apoi... Uite-o. Acolo. Să mergem după el. Facem viața grea. Nasol, că ai tras ăla, nu era cazul. Uite bomber. Woo! Nu văd decât un elicopter, nu văd niciun avion pe cer, așa că hai să mergem pe elicopter. S-a prăbușit și ăla. Antierul ăla e o problemă. Care e pe acolo pe unde aparcă. Da, pe acolo e. A, uite avionul. E în spatele nostru. Uite-o. Vehicle disable. Bă, ce a FK sau ce a făcut? Ăla s-a prăbușit. Bun, hai să mergem pe bomber. Am vorbit un avion foarte mare care trece pe deasupra hărții. O dată, dar nu știu cât timp dacă controlezi un punct al hărții, mai exact punctul ăla din mijloc. Uite un elicopter. Așa. Trebuie să luăm puțină distanță, să nu tragă noi. Acum va încerca aer să ne ia pe noi. Uite-l. Nu-l vedem. Luăm puțină distanță. Suntem cu avionul avariat cu 39% de ceva vreme.
Și n-au reușit să ne doboare încă. Aha, uite-l pe acolo. Nu, nu, uite-l. Stânga jos. Mergem departe, ne întoarcem. Stângem în spatele și ne poziționăm, uite-l. Trasă rachetă, da counter-flash. Copac! Ui, și ne aruncăm. Și am ajuns la punctul C. Era ca să mai schimbă și vehiculul, am zburat prea mult. Unde să mă ascund? Nu e zona prea bună, dar... Să vedem cine vine, să ne întâmpine. Acolo, uite-l. Mă caută cu disperare și nu mă găsește. A venit ăsta. Nu puteam frag așa de aproape că muream. E ca la RPG vs. Insurgents. Cam asta făceam eu acum. Din păcate eram singur, aproape capturasem punctul. Aici cică e cineva. Cea că hai să ne ducem și noi. De aici se lansează avionul la mare, numit Bomber. Nu cred că îl putem lua. Sau? Calling Bomber. Mișto. Și eu cam așa arată. Deci trece o dată dintr-un cap al hărții. Și poți să tragi de cât de două ori. Sau o dată. Cu patru. Înainte avea și rachete, dar le-au scos. Și acum... Trebuie să tragem la C sau la D. Mai exact. Acolo. Și trebuie să punem niște puncticele acolo mici. Și au dobor bomborul. Da, uite că l-am lovit și am făcut kill, vedeți? S-a confirmat. Și mai trebuie să ne dea jos afară de aici. Azi. Și să... Sau? Ăla-i tankul lor, nu? Nu e al nostru, da. Așa. Poți să avariezi și așa un tank cu torța de repair, dacă ești de apropiere ca să-mi tragi de aproape, dar era încă un tank, erau două tankuri aici. Da, nu-i problemă. Am distrus anti-air-ul ăla, asta conta. Că le-ai o problemă. Hai să luăm helicopterul. Asta mic. De combat. Să mergem acolo, la punctul de că văd că toată lumea... Ăla e centrul hărții, dacă capturăm... Uite, vedeți, avem 3 puncte, mijlocul ar fi D-ul. Ei au ABC, noi avem FG. Ceea ce e bine. Bun. Cine tot trage, mă? A, săracule, tu trageai. Nu o să cad. Na, te-ai prăbușit și tu și nu m-am prăbușit eu. Ce părere de chestia asta? Na, mă mai și repar. Bun. Hai să decolăm. E un elicopter aici în zonă, uite-l. Bun. Acolo e un avion, nu? Iată ce îmi pune. Nu azi. Foarte, sunt foarte mulți în zona asta și e greu să te apropii de ea fără să-ți facă cineva loc. Sniper. Unde ești, mă, tu cu avionul?
Lasă un avion. Uite, ăla e un IFV. Hai să-l ciuruim, dacă-l nimerim. O să ne doboare. Am vrut să mă dau jos să trag cu agheu în el. E destul de greu de nimerit cu elicopterul ăsta. Nu se pilotează la fel de ușor ca în GTA, să zic așa. M-aș vrea un tank eu. E mai bun un avion. Ui! Îmi place zbor, după cum ați văzut foarte mult. Pe harta asta, cel puțin, am câteva hărți care îmi place să joc foarte mult cu tankul, de exemplu, sau cu IFV-ul, depinde. Dar momentan sunt fan la... te strage de acolo. Nope, nu mă dobrezi. Întoarcem. Mai avem 16 la viață. Ne-au ciurit! Hai să vedem. Un elicopter? Da, uite-l. Se înalță, se înalță, se înalță. L-am lovit de două ori. Mă ne întoarcem. S-a prăbușit. Bun. Friendly Bomber Deployed. Mișto așa. Surprinzător e foarte echilibrat, e decât diferențul de etichetă între noi și ei. Deci, e bine. Sus. Mai e unul în spatele nostru. Uite-l. Da, s-a aruncat. Ia bubuiul lui avionul. Iu! Am lovit un pic cu burta. Eram atent la ăla, după ce a bubuit și n-am reușit să mai... Era așa variat și vira mai greu și accelerează puțin mai greu. Uite bomberul. Aici e un tank, hai să mergem să-i ajutăm pe băieții cu tankul. Hai acum cu tankul tot de aici. Ce că e pe acolo? Dar nu-l văd. Așa că... Ia o grenadă. Era unul în dreapta jos și eu trăgeam pe lung. Celălalt. Nu e nimic, am ca știm acum unde sunt. Mergem după ei. Tam, tam, tam. E avion. E păcat să refuzi un avion când ai ocazia. Să capturăm punctul G, dar... Uite o barcă. Plec. Aia, un avion în spatele nostru. Ah! Aia a tras un drasol. Eram pe sus. Am văzut să avem și un avion în spate, am încercat să fac lup să ajung în spatele lui și a tras și un inginer după noi. Da, oricum câștigă momentan. Hai la F. Că văd că e lumea la F. Ce elicopter colorat are asta. Frumos așa. Nu putem să folosim camera din spate pentru că au blocat ei asta pe sesiunea asta. Din păcate. Așa că vom merge să capturăm două. Aici e un IFV. Ăla. Am tras în pământ, nu pot să cred. Dată.
Ia, am tras în pământ. Nada. Încărcăm asta. L-am lovit în spate și nu mai avem muniție, nasol. Timpul să fugim. Copter. Ah! L-am lovit odată. Am jucat un suport jocul ăsta. La tăsisturi. Trebuie să luăm mâna pe punctul D. Avion. Mai avem un prieten în spatele nostru. Mai că prietenul nostru nu ne ajută și va trebui să ne descurcăm singuri. Din păcate. Da. Asta e problema. Găsta de aici. Așa că hai să mergem pe el. Mă, dar ce plouă. Asta pe jet ski. F. 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 Pentru că lama împinge vehiculul. Nu întrebați. Decizie de design. Bun. Pe aici. Se merge la punctul D. Full speed. Taaa! Așa. Ia să vedem ce găsim aici. Asta e întrebarea. Sau, mai bine spus, câți găsim aici? Le bombă și le capturează, uite, un player acolo. Ăla chema bomborul la propria lui locație. Cu speranța să omoare ceva. Nu știu dacă au omorât ceva, că n-am văzut kill-ul, dar... Rămâne de aflat. Vine unul cu mașinuța. Uite-l. Vreau să-l aștept, dar... Văd un laser. Uite-l. Ah! Bă... Erau prea mulți. Vreau să mă asigur să le iau pe ăla cu mașina și pe aia să mă întorc să-l bor pe ăla sau pe sniper-ul pe lung. Mai că n-am mers conform planului. Se mai întâmplă. Uite și un elicopter, și un tank, toată lumea acolo, facem o petrecere. Hai mă să mai și un tank. Să vedem ce se întâmplă. Mai că tankul este foarte lent, până ajung acolo va dura un pic. Pe aici. Pe aici nu poți să o iei, trebuie să sari și tankul nu știe să noate. Nu se aminte. Așa. Și acolo, ui, o luăm pe aici. Și un boschete de ăsta aflați că oprește un tank în Battlefield 4. Nici măcar un copac. Un boschete. O să luăm pe aici, frumos. Aproape că am ajuns. Să vedem ce reușim să facem. Da, a venit toată lumea la de acum și îl și capturează. Nu mai e nimeni de la ei. Sau? A fost. N-am înțeles de ce a bubuit ăla. Uuuu!
Hai mă treci. Bun. Numele nostru. Nu mai trebuie să, decât să protejăm punctul ăsta. Și punctul G. Punctul G. Pe bune s-a dus cineva până acolo. Deci e prea multă lume deja. Nu mai are rost să stăm și noi. Așa că vom merge noi la G. Pentru că văd că nu se duce nimeni. Pentru că lumea nu e atentă la hartă. Da, nu-i problemă. Până ajung eu acolo, capturează la punctul, dar... Ce să faci? N-ai ce să faci. Bun. Să-mi curesc cu cine mă întâlnesc, elicopter sau tank? Aha, tank. Mai trebuie să trag o dată. Dar n-am apucat. Ce ziceam, tank sau elicopter? Una din ele, pentru că doar asta putea să ajungă până acolo în viață. Dar nu-i problemă. Venim aici. Era aici motocicletă. Nu vrei să sar peste chestia asta, pe bune? Ce? Hai să luăm motocicleta repede. Să mergem până la punctul G. Știți ce? Încă n-a distrus tankul ăla cu 24 la viață, dar au trecut toți pe lângă el. E și un IFV în punctul G și mai e și un elicopter. Și asta a scăpat. Același. Din păcate, nu poți să tragi din... nu poți să tragi din tank, cum faci în... Și oamenii nu mor de la ghiu, aparent. Mereu. Toate că am tras la picioare, intenționat. N-am auzit bună la pe fezi. Unde stă cu tankul? Iată, mă rog pe toți? Ați reușit? Ați luat și punctul G? Bravo! Hai să te repar, fraiere. Reparat pe fraier. Bun. Momentan câștigăm, chit că joc e așa prost. Da, e un joc de echipă, oricum nu trebuie să ieși pe locul neapărat. E cam greu. Jocul ăsta oricum se bazează pe puncte, nu se bazează pe kill-uri, ca la CS de exemplu. Tankul ăla o stragă noi. Au luat punctul... Nu l-au luat încă. Înțeles. Da, ok. Hai să mergem la punctul ăla, că-l capturează ei. Peste apa să ne vadă dinamici. Au capturat, au reușit să captureze punctul de în sfârșit. Mă mir. Le-a luat ceva. Avem acolo un IFV, e un tank. Mori. Repede agheu. Așa. Punem una pe agheu să reîncărcăm o dată. A murit. A tras tankul noi. Am vrut să trag cu agheu după ăla sau după tank. Ne-ar trebui acolo un bombardament, un ceva. Ia să vedem. Avion. Nu mai e bun avionul. Da, hai să luăm. Încercăm să-i ajutăm pe băieți. Și te dăm acolo, la punctul D. Uite un avion. Am zis că merg la punctul D. S-a aruncat. Nu pot să cred.
S-a prăbușit acolo un avion. Hai, uite, avem un elicopter în spate. În partea... Aha, uite-l. Iu, era să-l lovim. E un avion în aer. Aproape harta pentru secundă, nu-l văd. E în spatele nostru, da, uite-l. Uite-l. L-am lovit. Ah, n-are să fac loc pe el. Bun. Întoarcem. L-am lovit măcar, uite că se fum, poate se prăbușește, dar... am vrut să lovești a doua oară și de-aia m-am călizit un pic. N-ai nimic. Ne aducem la punctul de... Un tip acolo. Nu te duci, mă. N-ai murit. Uite-l. Ai sniper. Mișto. Bun. 416 la 85. Câștigăm chiar destul de ok. O pun ceva rezistență, dar nu... Nu pot să... Nu vaiet, că a fost prea greu. Sus. Hai să-i reparăm pe băieți, ce că au nevoie. Tam, 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 tam. Chestiile astea sunt foarte nasoale pentru elicoptere și avioane. Dacă, mai ales dacă știi să joci bine cu el, e foarte nasol. Am jucat o dată, învățasem și eu șmecheria cu ele. Și sunt foarte greu de doborât. Omoară și oameni, omoară și elicoptere, tancuri și FV-uri sunt slăbiciunea lor. Dar... Sunt foarte bune. Nu mai nimeni la D. Mă țin după astea un pic. I-a dat kick pentru ping mare. Am fost acolo un player. Să mergem la punctul C, că văd că se capturează. Ia ajutăm pe băieți. Mai că eu sunt pe jos. Ia uite ce bubăie băieți acolo. N-a niciun stres. Stai, bă, nu vă călcați pe cât trebuie. Poate în dreapta s-a tras. A apărut pe hartă când a tras. Și iar a tras, și iar. Bă, am col... elicopter. Ocupă-te elicopter? Care bubă? Ala încă e în dreapta jos, n-a fost stare să-l omoare. Nu înțeleg ăsta de ce nu se repară. Ținem după el. Dacă îl ținem pe el în viață, avem o șansă. Dar sunt trei aici și nu sunt. Stai și tu pe aici, vorule, până te repar măcar așa jumate. Cât a rezistat ăsta în cauza mea. Au tras ăștia, cred că am numărat 7 aghiuri. Aia, când sunt și m-au luat unul cu tancul. 395 la 83. Încă puțin șternăm. Asta cu tancul. Aia punctul de... Pleacă-mă de aici. Ce ziceam, la punctul de o să facă push. Pentru că dacă nu capturează punctul ăla o să pierdă. Ia să vedem.
Ia uite-l. M-am tras de două ori în el și m-am urât singur. Ceea ce e ok, că nu primesc etichetul, primim noi. Și a reușit să-l captureze până la urmă, cum am zis. Să luăm puțin altitudine. Mergem acolo la desă, să-i mai curățăm. Ce acolo blocă. Și am câștigat. N-am jucat prea bine, dar asta cu te-a spus, să câștigi în echipă. Nu este un joc ca la CS 1 vs 1. E un joc în care tankul și-are rostul lui, sniperul și-are rostul lui, inginerul și-are rostul lui. După cum a zis, făceam datoria să repar vehicul și mai departe. Am și zburat un pic pentru că îmi place mai mult. Am făcut și level pe el. Mi-a deblocat vopsea stealth. Să nu mai poate să pună în loc atât de ușor pe mine. Bun, acesta a fost episodul pentru azi de Battlefield 4. Sper că v-a plăcut. Până de data următoare, la revedere!